Aprovizionarea nivelul comunei Sagna cu lemne s-a făcut încă din primăvară. Școli din comună au toate, primăria avem, bisericile au și ele și au adus lemne. Acum am centralizat, am trimis la ocolul silvic și am solicitat o cantitate de 380 de metri cubi, că atât am avut solicitări. Și urmează ca populația să le ia de la firma ocolului silvic Roman, care exploatează și care o gestionează și vinde lemnul de foc din parcela Vulpășești. Trebuie menționat faptul că la o familie nu se dă mai mult, nu se acordă o cantitate mai mare de 10 metri cub de lemn. Și prețul este undeva la 270, în jur la 270 de lei metru cub. Și cât consum anual o gospodărie? Am depinde acum de mărimea gospodăriei. Sunt care se descurcă și cu 5 metri cubi, sunt care consumă și 10 și 15 metri cubi. Depinde de mărimea gospodăriei, depinde de tipul de încălzire. Dacă e sobă, dacă e centrală. Deci, dumneavoastră, pentru școli și instituțiile publice, cât ați luat anul ăsta? Păi da, școala și-au adus ei, că ei sunt separați. Deci au bugetul lor, tot așa și-au adus, am presia undeva la 120 de metri cubi, pentru că avem patru centrale. La Sagna, mai avem acum la grădinița Luz, că au fost renovată și avem o centrală electrică. Și mai avem la Vulpășești încă o centrală. Sunt 5 centrale. Așa. Lemnele sunt depozitate în curtea școlii, sunt uscate, nu-i niciun fel de problemă. Pentru că la centrală trebuie lemne uscate. Dar populația are dificultăți în aprovizionare pentru că este o localitate în care e pădurea acolo, pe dumneavoastră. Pădurea cade pe noi, dar pădurea nu este a noastră, este a ocolului silvic. Horia ei gestionează, este domeniul statului, nu avem noi treabă. Doar că noi am făcut un centralizator pe baza cererilor primite de la populație, l-am înaintat la ocolul silvic Horia, ocolul silvic Horia răspunde cu promptitudine la cerințele care le au oamenii. Oamenii duc în păduri și le iau de acolo direct. Spuneți-mi, în pădurile particulare există tot regim silvic? La comunii Sagna nu avem păduri particulare. A, deci nu există retroceder. La Sagna nu, doar Stănița are păduri particulare, program proprietarilor. Da. La Sagna nu.